Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus. Pe I. Invitata mea din această după-amiază este prietena noastră a campusului, este omul împreună cu care dezbatem în general probleme sociale, omul împreună cu care reușim de cele mai multe ori să ducem la capăt anumite probleme. Și în această după-amiază vom încerca să facem la fel. Încercăm să deslușim cumva ițele acestui sistem social care nu face decât să se acopere de hârtie, iar dacă vine vorba de ajutorarea sinceră și deschisă a unei persoane, a unei comunități, până la urmă face câțiva pași înapoi. Vorbim împreună cu doamna Ionica Tarău, pentru că dumneavoastră este invitata mea, vorbim despre ultimul caz prezentat la Campus TV, cazul doamnei Vasilica Tănase. Vorbim și despre alte cazuri, vorbim despre ce înseamnă să ajuți un om aflat într-o asemenea situație, pentru că o pâine și o mandarină nu rezolvă niciodată problema. Un plan de intervenții însă da, rezolvă problema și o rezolvă pe termen lung. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Am să fiu mai scurtă. Cu câteva ore în urmă mi s-a întâmplat chiar mie să fiu sunată și să aud în ureche o voce plângând. A avut loc un accident. Este o persoană din familia dumneavoastră. Norocul sau inteligența mea a fost cu celălalt telefon, deci cu două telefoane, să sun la spital și să întreb dacă în urgență este cineva din familia mea acolo sau cineva care mă cunoaște. Ce m-a surprins, faptul că erau două persoane, cred că o voce era înregistrată și una era reală, pentru că cea care plângea nu mi se părea o voce normală. Și uitați-vă cum pot fi oamenii păcăliți la un telefon. Aceasta se numește, că am urmărit la multe emisiuni în campus și la alte posturi, metoda accidentul. Deci nu era niciun accident de mașină, nu era nicio persoană în urgență la Buzău. Era normal să am câteva emoții, drept pentru care toată ziua mi-a fost puțin așa, ne la locul ei. Am spus, uitați-vă cum unii la telefon pot păcăli bătrânii sau oamenii care sunt mai slabi de inimă. Dar să trecem la poveștile de viață care la fel nu aș vrea să fie folosite de cei care privesc emisiunile noastre. Aș vrea să rămână informații pentru fiecare persoană cum să le folosească. Nu vreau să văd că o poză, o imagine, o fotografie sau un clip video să-l folosească unii să strângă, să strângă, să strângă bani. Nu sunt de acord cu strânsul acestor bani. Sunt de acord să ajutăm, să sprijinim, să facem un program așa cum legea ne oferă drepturi și dacă vorbim despre persoane singure care nu au familie, avem serviciul local de asistență socială. Local, spun. După, avem serviciul, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Am să vorbesc în această seară sau în această zi în numele Consiliului Național al Dizabilității din România, unde sunt mediator și vreau să cred și să mediez bine relațiile între autorități, între instituții și persoane. Persoanele care au nevoi sunt multe. Oamenii care oferă sprijin la nevoie sunt destul de puțin. Mai puțin și am respirat un pic. Serviciile sociale, aș putea să spun că nu prea se leagă unul cu altul. Deci aș vrea să spun în această seară, mulțumesc, un mare mulțumesc elevilor de la liceul HHDEU pentru contractul de donație pentru numele Tănase Vasilica prin asociație. Deci toți acești bani noi ne înregistrăm cu ei. Poate la un moment dat unii spun, da, de ce? Că i-am dat. Nu. O formă
de donație legală este sub semnătură cu contract și cu justificare a banilor. Au fost 1314 lei. A fost o comunicare și o colaborare rapidă și scurtă. Inițial, elevii au vrut să-i cumpere o mașină de spălat, dar nevoile erau urgențe de alte facturi neachitate și în imposibilitatea de a achita și nevoile din spital cu ceea ce îi trebuia, cu pamper și cu fructe și cu ce mai avea nevoie. Deci asta era nevoie ca de aer pentru perioada în care tanti Vasilica va fi externată și dusă nu știm unde. Pentru că din tot ce s-a cercetat, s-a analizat, s-a căutat, așa ai spus și tu, din câte mi-amintesc într-o emisiune, că are un nepot, da. În situația în care au familie, deci familia trebuie găsită și să-i ofere sprijin, pentru că este proprietar, pentru că au proprietar, pentru că au acte de moștenire. Unde nu avem familie și persoana este în deplinătatea facultăților mentale, gândește normal, persoana decide ce face, dar unde persoana are probleme mentale, nu poate decide singură. Ca și să atunci spunem un pic lucrurilor pe nume, cazul doamnei Vasilica Tănase l-am prezentat aici la Campus TV, l-am dezbătut împreună cu doamna Tarău. Au fost oameni care în primă fază s-au dus să-i ofere rapid o mână de ajutor. Le mulțumim din tot sufletul. Au fost oameni care au sunat la noi în redacție și ne-au trimis mesaje că vor să o ajute pe această femeie. Tot respectul pentru acești oameni. Elevii Colegiului Național Bogdan Petriceicu HDU împreună cu cadrele didactice și împreună cu domnul director Banu au făcut această donație pe contract a unei sume de bani cu care, la care există bonuleț la fiecare leu care s-a cheltuit, bani cu care s-au plătit facturile și la gaze, la curent. Și în prezența unei persoane de fiecare dată. Exact. Adică a doua persoană sau a treia persoană de fiecare dată. Așa este normal. Aș dorea foarte mult o mașină de spălat, însă la cât de multe lucruri murdărește ea și la cât, pe partea cealaltă, la câte nevoi avea, s-a hotărât, s-a considerat că este mai bine să-i plătim toate facturile și toate restanțele. Și să aibă fructe, să aibă pamper, exact, să aibă mâncare. Deci să aibă tot ce îi trebuie. Însă, au fost cazuri punctuale despre care noi am aflat că în municipiul Buzău, s-au strâns bani pentru a fi ajutată tanti Vasilica. Nu s-a strâns niciun leu. Nu. S-au strâns bani, însă la tanti Vasilica n-au ajuns. Inclusiv mie personal, un consilier local mi-a spus că a făcut tot ce s-a putut pentru tanti Vasilica și că s-a mers la ea acasă. Din păcate, personajul respectiv nu știa că tanti Vasilica era de două zile în spital în momentul în care vorbea cu mine. Dar, mă rog, astea sunt aspecte și lucruri din astea, da, și sunt urâte. Punct. Pentru tanti Vasilica, dacă se strâng bani și se oferă doar prin contract de donație în cont. Da? Atât. Fără să mai întindem mâna la colț de stradă, fără să deschidem ușa unuia și altuia, care chiar dacă ne dă chitanță pentru tanti Vasilica, banii nu ajung niciodată acolo. Și ce trebuie să facem în astfel de cazuri? Pentru că despre asta vreau să vorbim. Ce facem? Care este cel mai bun ajutor pe care îl putem oferi unor astfel de oameni aflați la nevoie? Ținând cont că tanti Vasilica are sprijinul Spitalului Județean, cât este permis cu mâncarea care este acolo, este o mâncare destul de bună, deci de multe ori credem că eu am poftit la acea mâncare, că e mâncare de cazan și am stat acolo în spital, am văzut când s-a dat mâncarea, deci este o mâncare foarte bună și bine gătită, dar probabil că medicația care o ia sau boala care o are necesită să mănânce fructe, legume, lapte, mai multe, plus schimburile, că stând într-un spital ai nevoie de cămașă, de pijama, de lucruri, de un halat, de tot ce trebuie. Dar a început să meargă, numai că nu se sprijină singură tanti Vasilica și n-aș vrea să dezbatem în cazul tanti Vasilica. O persoană care sună la 112, care este singură și care acasă are condiții insalubre. Am comunicat cu vecinii, cu doamna Aurica, ea a plătit, prin dânsa am plătit facturile ca să nu fie o cea care face plata. Într-adevăr, noi am spus într-o emisiune că vecinii nu au intervenit, de fapt eu am spus și nu ai spus tu. Vecinii probabil că s-au dat la o parte de un caz în care știa că are un nepot. Dar acum noi nu știm de unde, pentru că tanti Vasilica, cu o boală care nu poate să iasă, să decidă singură ce face cu boala ei,
Sau dacă iese, va ajunge în aceeași locație, unde peste o săptămână sau două o să uite toată lumea povestea ei și ea o să facă iarăși o criză, că nu se mai vede sprijinită, ajutată. Drepturile pe care comisia și legislația îi le oferă nu se fac într-o zi. Aici este o, aici aș putea să spun că este o barieră între identificarea cazului și evaluarea lui. La un moment dat, nouă tanti Vasilica ne spune așa: n-are cine să alerge pentru mine, mamă. Cazul dumneai a fost identificat de noi și dus la capăt de dumneavoastră cu tot ce înseamnă mediere cu spitalul, cu tot ce înseamnă mediere între cazul domniei sale și direcția de tanti Vasilica și toți cei ca tanti Vasilica, deci toate persoanele singure. Pe mine singure mă interesează un lucru. De ce trebuie să faceți dumneavoastră lucrul ăsta? De ce nu o faci, nu o fac autoritățile statului? Haideți să ne gândim acum. Ne ducem iarăși la vecini. Deci vecinul sau comunitatea, ca să nu mai spun vecinii și nu spun vecinii lui tanti Vasilica, deci comunitatea. Comunitatea, când vede un caz, trebuie să sesizeze serviciul de asistență local, serviciul social de asistență locală. Deci asistența locală care există pe lângă fiecare primărie, asistența socială locală pe lângă fiecare primărie, este un serviciu. Dar acei oameni care lucrează acolo nu au de unde să știe pe ce stradă, cine, unde, ce persoană locuiește. De asta eu spun comunitatea. Comunitatea doar trebuie să anunțe, da? Asta trebuie să facă. Următorul pas, pentru că noi nu avem de unde să știm, noi, de unde să știm eu sau alții care erau prezenți atunci când a venit ambulanța la adresa la tanti Vasilica, ce probleme are? Eu am văzut că era speriată, am văzut că era șocată, am discutat cu medicul de familie, un medic care mi-a răspuns pentru că o cunoștea de un an de zile și îi cunoștea situația, dar tanti Vasilica a recunoscut că nu lua nici medicamentele, deci în spital ia și ea medicamentele, pentru că eu am întrebat-o și le dau asistentele sau infirmierele, cine le distribuie medicația la programul care îl are fiecare, dimineața, prânz și seara. Dar nu poate să stea o perioadă foarte lungă un pacient, și iarăși nu vreau să spun tanti Vasilica, deci orice persoană care ajunge în situații din astea, în spital, cu probleme de sănătate, nu pot sta acolo o veșnicie. Deci eu aici aș vedea un plan mai rapid, o relaționare între autorități, adică să meargă dosarul din spital, dacă l-a evaluat medicul, direct la comisie în ziua în care este comisie. Pentru că nu mai vede pacientul, l-a văzut în spital. De ce trebuie să mai o săptămână, două, trei, cinci, pentru că astea sunt cheltuieli care se fac dintr-un buget al spitalului județean. Corect. Dacă o persoană este controlată de șeful de comisie, da? Și vede dosarul, vezi că e cu demență, vezi că e paraplegică la pat, ce trebuie să mai aștepți? Care persoane să vină să certifice că omul ăla este într-o fază în care nu se poate ajuta singur? Cu tot respectul față de colegele mele și le respect, deci, pentru că am lucrat acolo, știu ce înseamnă să lucrezi. Nu este vina lor, nu este vina angajaților. Deci trebuie o corectură. Este vina sistemului. Nu, este ceva care trebuie corectat în sistemul social, cât mai multe informații. Și am să vă spun acum, n-am să vă ascund, că mă întâlnesc pe stradă cu oameni și spune foarte bine că ne explicați, vedem în reluare, vedem altă dată, dar trebuie să le oferim oamenilor care locuiesc în acest județ al nostru, Buzău, informațiile necesare. Ești singur, ai sunat la 112, ai ajuns la spital, acolo asistentul social, mă înclin în fața doamnei Dragu Georgiana de la Spitalul Județean, o tânără și o isteață, o energică, deși avea mai multe cazuri, deci a încercat să le ducă pe toate, deci nu că a încercat, am văzut cum pleca dintr-un caz în altul. Unul era fără picioare, unul era cu nu știu care probleme, unul era cu capul, deci fiecare era un alt caz. Ce cred eu că nu are România la acest moment dat, centre de urgență, deci l-ai luat
pentru o perioadă temporară, o săptămână, o lună, două, centre de urgență, ca să nu mai fie caz medical, l-ai dus într-un centru de urgență și acolo, până intră în evaluare, până se întocmește dosarul, până vine familia, că sunt mulți care au familie în această seară, nu vreau să dau nume, dar trebuie să mă credeți că am rămas surprinsă când am aflat că un mare patron, din motive nu știu care de familie, mama, tata divorțați, deci tatăl respectivului patron este într-o situație în care nu știu dacă este rușine sau nu știu dacă merge să-i scoată un certificat de handicap, dar de la o rudă îndepărtată care vrea să ia acest om, nu l-a mai luat, că a zis, are cine, are familia. Deci, cel mai important este ca autoritățile să comunice, să relaționeze instituțional de la o instituție la cealaltă prin parafa și semnătura, prin documentul necesar, și atunci se scurtează această perioadă de tărăgânare și cheltuieli care sunt inutile. Dacă persoana are probleme cu capul și nu poate decide singură, sunt două soluții. Le-am discutat astăzi cu domnul director David, îi dau numele, și ne-am consultat tot timpul pentru că dânsul a participat și la întâlnirea cu Consiliul Național al Dizabilității din România. Și am avut același punct comun. Același punct comun. Dacă persoana are probleme de mentale, de gândire, cum vrem noi să le spunem, cum vor fi ele diagnosticate acolo, cu demență ușoară, mai medie, mai cum o fie acolo, familia, dacă nu are familie, atunci autoritatea publică locală, direcția, serviciul de asistență socială local. Și atunci nu poate femeia să devină un pericol public. Imaginați-vă că într-o curte, unde sunt 7 locuințe, ea poate să cadă, ea poate să ia foc, ea nu poate să sune la 112, se întâmplă ceva, nu vreau să dăm, dar e mai bine să prevenim. Și atunci cred că cel mai simplu este ca această comunicare între instituții, prin dosare, parafate, eu, prin asistentul social, am identificat problema, mai departe o transmit la comisia de evaluare, a fost văzută de medic, încadrarea în grad de handicap cu criteriile care sunt și cu dovezile pe care le avem. Pusă și în cu plată, măsurile care se impun. Sigur, pusă în plată într-un mod urgent. Deci aici e problema. Stă o lună, două luni, trei luni, până vine comisia de evaluare. Nu poate să stea în spital. Deci o evaluează acasă. Bun, o duce în spitalul acasă. Iar repet, nu pe tanti Vasilica, alt caz, îl duce acasă, ăla e singur, ce face singur, mai ia medicamentele, nu le mai ia, cade pe plită, cade pe sobă. Deci, repet, sunt situații acolo unde persoana în nevoi speciale este singură, trebuie plan de intervenție rapid și măsuri care să fie în urgență azi pentru ieri, adică să le aplicăm imediat. Vreau să-mi spuneți un lucru. Am discutat despre două cazuri. Odată când persoana este singură și atunci autoritățile locale trebuie să se ocupe de toată această poveste. În al doilea rând, persoana are familie și atunci familia trebuie să se ocupe. Dar ce ne facem când persoana are familie și familia nu se ocupă? Și totuși vor beneficia de casă, terenuri și așa mai departe. Aici am postat eu astăzi pe rețeaua de socializare pe Facebook. Eu aș da niște amenzi drastice, i-aș decădea din toate drepturile, indiferent ce act ar fi acolo. Și cum văd eu, în aceste situații în care familia stă nu știu pe unde, ori nu vrea, ori e rușine, ori nu știm, nu pot să judec eu familia de ce a ajuns la conflict și nu mai vrea să-și ajute sora, fratele, mama, tata sau pe cineva din familia lui, văr, unchi, mătușă, bunic. Nu mai vrea, deci acolo o comisie din asta formată din sectorist, Direcția de Asistență Socială Locală, DGASPC-ul și cum este comisia de evaluare și o organizație non-guvernamentală, un furnizor de servicii sociale. Le trimit o adresă la toți. Vreți să vă implicați în acest caz? Puteți să vă implicați în acest caz? Pentru că statul cheltuiește mai mult cu o persoană instituționalizată decât cu o persoană care să-i se ofere servicii la domiciliu. Eu, Ionica Tarău, și cele două asociații pe care le coordonez, sau nici măcar prin Consiliul Național al Dizabilității, nu aș putea să mă implic mai mult în acest caz decât atât punct până la a intra în posesia documentelor care să-i certifice handicapul pe care îl are. Dar legat de problema cu demența, legat de problema cu familia, nu vreau să intru în nicio stare conflictuală și cred că nicio organizație non-guvernamentală nu ar intra într-o stare din asta.
Și aici trebuie corectată și îmbunătățită legislația. N-am să ascund, doamna director Iustina Radu și doamna președintă Daniela Tonci de la Consiliul Național al Dizabilității din România au niște proiecte pe care probabil o să le înceapă la Buzău ca un centru pilot, pentru că autoritățile locale, în momentul în care noi, eu, am identificat o problemă, nu au ignorat problema. Din acel moment, am căutat cu toții soluții ca să ne mișcăm rapid. Mai rapid decât legea, pentru că, acum să vă spun sincer și să le spunem telespectatorilor, dacă ancheta socială era cu o programare de o lună, dacă evaluarea era peste altă lună, deci Direcția de Asistență Socială Locală a mers în spital și că fusese acasă la Tanti Vasilica, au văzut condițiile care erau acolo, cu ce au văzut acasă și cu diagnosticul medical din spital, au întocmit ancheta socială. Ancheta socială, scrisoarea medicală și avizele sunt documente necesare care le evaluează o comisie. Aici eu văd de ce comisia trebuie să mai meargă, să mai vadă omul sau omul să meargă la comisie, ce să mai evalueze? Că asta nu poate să meargă, femeia asta în vecii vecilor amin. Ea nu poate să meargă. Corect. Pe de-o parte. Și eu mai și am o altă problemă. Deci are și alte probleme. Și câți ori fi ca dânsa. Că acum să mă ierte Dumnezeu. Cred că într-o bună zi cam toți. O să ajungem acolo. Eu mai am o altă problemă. Din păcate, Tanti Vasilica a simțit că nu mai poate. Vorbim despre cazul domniei sale pentru că este cel mai recent. Însă ca ea, mai spunem încă o dată, sunt multe cazuri. Sigur că da. A avut ghinionul să cadă și să simtă că nu mai poate într-o sâmbătă. Deci, într-o zi în care... Și-am spus eu, centre de urgență. De urgență, pentru că Buzăul are un centru, un adăpost pentru persoanele singure pe stradă care sunt. Dar aici sunt niște condiții. Dacă ai proprietate, nu poți să stai acolo. Tanti Vasilica are proprietate, nu poate să fie dusă într-un centru. Pe de altă parte, în momentul în care ambulanța sosește la un astfel de caz, îi ia tensiunea, vede că mai mult de atât nu poate să facă. Dacă o duce la spital, e un asistent acolo, e prieten bun cu mine, care când ajunge un caz social sau un caz medical grav, să uită, evaluează personal cazul și întreabă, râdeți de mine? Glumiți cu noi? Este asistent în spitalul județean. În momentul în care ambulanța constată un astfel de caz, nu poate direct anunța autoritățile, asistența socială despre acest caz? Bun, n-au făcut-o vecinii. A constatat ambulanța. Cei de la ambulanță nu o puteau face. Acum nu știu dacă ambulanța, deci nu intru într-un serviciu care nu-l cunosc. Dezbatem și încercăm să găsim soluții. Deci s-ar putea îmbunătăți. Eu am avut două cazuri, Gheorghișor Costel și Tănase Vasilica. Și mai este o doamnă, Aurica, care stă pe strada Păcii, dar la fel este un caz care are proprietate, care are familie, rude și nu mă pot băga și nu pot să trec peste, dar am recomandat comisiei de evaluare, am recomandat serviciul de asistență socială local să-i ducă mâncarea acasă, să o îngrijească pentru că este nevăzător. Este surdă și merge într-un cadru. Deci cazuri ca Tanti Vasilica, că ne-au sunat după la posturile de televiziune centrale. Câte aveți? Păi avem zilnic, dar nici nu avem unde să ne ducem cu ele. Avem zilnic 2-3 cazuri. Unde să-i duc? Nu pot să-i duc pe toți. Unde să-i duc pe toți? Pentru că, repet, în sistemul social trebuia gândit pentru persoana vârznică sau nevârznică, într-o situație singură, pentru persoana singură. Da? Că poți să fii singur la 30 de ani și să ai niște probleme de sănătate la care să nu te ajute nimeni și să fii singur pe lumea asta. Încotro te duci? Ce faci? Pentru că legislația, repet, dacă ai proprietăți și ai familie, nu-ți permite să te duci într-un centru. Ori acum să mă ierte Dumnezeu, cu 500 de lei care i-a avea Tanti Vasilica, 400 și nu știu cât de lei, cine o lua? În care centru se ducea? Da, da, pe de altă parte, statul român dă lunar miliarde unor oameni care sunt, slavă Domnului, sănătoși și buni de muncă și primesc ajutor social. Adică nu mai degrabă mai tăiem dintr-o parte și încercăm să îmbunătățim situația acolo unde într-adevăr e gravă? Am dat de multe ori soluții la Inspecția Socială și am să le dau de fiecare dată de câte ori am ocazia. Inspecția Socială este singura autoritate care poate controla dacă persoana cu handicap are handicapul respectiv, poți să ai certificat de handicap să te duci să dai cu sapa sau poți să ai de nevăzător și să te duci să dai permis. Deci și serviciile locale de asistență socială și ele pot sesiza. Pentru că într-o comunitate mică, știi, dacă nea Gheorghe, nea Ionel, nea Gigel, tanti Leana, are certificat de handicap și n-ar trebui să-l aibă. Și n-ar trebui să-l aibă.
Nu este vinovată comisia care dă certificatul. Vinovați sunt cei care și, să mă ierte Dumnezeu, în momentul în care îi dai unui om și eu am ochelar și nu pot să-i port și mare majoritate avem ochelar, dar asta nu înseamnă că trebuie să avem certificat de handicap pe vedere, dar nu vreau să aduc niciun fel de prejudiciu la niciun cabinet medical. Nu generalizez și nu vreau să creadă lumea, să fiu înțeleasă, că medicii în lumea medicală fac matrapazlăcuri. Nu știu, dar probabil că la întâlnirea la care și am discutat, nu spun în această seară, dar într-o altă emisiune, probabil că am să spun mai multe despre evaluarea persoanelor cu dizabilități, copil și adult. Deci la copil, singur, surdomut, îi dai gradiu mediu, adică 3. Pleacă singur, de la unguriu pleacă singur la școală. Mama copilului, surdă cu handicap, nu avea legitimație de transport. Deci toate aceste informații nu avea de unde să le aibă dacă, întâmplător, eu nu circulam cu autobuzul și nu mă întâlneam cu această femeie, mamă surdă, care își aduce zilnic copilul la școală. Are și legitimație de transport. Dar de ce aceste lucruri, prin asistentul social, ne ducem la serviciu respectiv, ca asistentul social, eu dacă aș lucra acolo, vine copilul în centru sau în școală sau unde intră el pe poarta acolo. Popescu Ionel Gigel, cum te cheamă, și tu și mama sunteți surdomuți. Ia să scriu eu unde trebuie să te duci tu ca să intre în drepturile care le ai. Păi despre asta vorbim. Da? Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom continua discuția noastră și vom încerca aici, în studioul Campus TV, să găsim măcar o soluție pentru aceste probleme.